Mama a rămas șocată după ce fiul său, în vârstă de un an și jumătate, a căzut într-o gură de canalizare acoperită necorespunzător, iar capacul s-a răsucit și s-a închis deasupra lui. Femeia în vârstă de 23 de ani îl plimba pe fiul său în oraș și duminică după amiaza, când acesta a căzut în canal. Speriată, mama a sărit în canalizare să îl salveze, iar întâmplarea a fost surprinsă de camerele de supraveghere de la o casă învecinată, conform Daily Mail. Imaginile o arată pe femeie stând pe marginea canalizării, încercând să ajungă la băiețel, ale cărui haine erau acoperite de deșeuri umane. Primul meu gând a fost, o doamne, este mort, am scos capacul de scurgere și l-am văzut acolo jos, strigându-mi numele. Avea deșeuri până la genunchi și a amintit femeia. Am sărit în canalizare, dar nu era suficient de mare pentru ca eu să mă pot apleca să-l scot. A trebuit să mi-arcuiesc corpul. A adăugat aceasta: Mama și-a dus băiețelul la spital, care ar fi înghițit apă din canal, iar doctorii l-au diagnosticat cu o ușoară comoție, acesta scăpând fără niciun os rupt. Relatează știrile ProTV.ro.